doamnelor și domnilor, și discutăm despre aceste scumpiri, pentru că Paște la suta de grame vor avea mulți dintre români, sau miel în rate vor putea să cumpere. Din cauza scumpirilor din acest an, mulți își vor permite să-și cumpere doar jumătate de kilogram de carne de miel și câteva sute de grame de cozonac sau pască. Porțiile de drob sau ciorbă de miel vor fi mult mai mici față de alți ani, după ce unele prețuri au crescut și cu 50%. În această perioadă, toate produsele specifice sărbătorilor pascale costă mai mult. Carnea de miel, ouăle, inclusiv dulciurile tradiționale. Totul din cauza scumpirilor la materiile prime, dar și a speculanților. Iar previziunile specialiștilor nu sunt deloc îmbucurătoare. Aceste creșteri de prețuri vin din energie. Deci vedem creșterea prețului la electricitate sau la gaze, în primul rând, și asta generează creșterea prețului electricitate. De asemenea, vedem creșterea prețului la petrol. Creșterile astea se leagă de comportamentul Rusiei și de criza din Ucraina. Noi acum culegem ce am semănat în 2020, adică lipsa investițiilor, lipsa acțiunilor pentru sprijinirea mediului de afaceri și a producătorilor. Întreaga filieră, de la furcă la furculiță, au crescut costurile, dar este o insuficiență a materiei prime. Ne îngrijorează mai mult prețurile care se practică în marile lanțuri comerciale. Mă refer acum la carnea de miel. Prețul este puțin cam piperat. Carcasa de miel se vinde cu 50 de lei kilogramul. Nici produsele de patiserie nu stau mai bine. Cozonacii, spre exemplu, s-au scumpit pentru că toate ingredientele folosite în prepararea lor au prețuri mai mari, iar mezelurile au înregistrat și ele creșteri semnificative. Este tradițional acum pentru masa de Paște. Cât costă o astfel de... Păi undeva la 35 de roni. Are un kilogram. Și cu cât este mai scump acum, de exemplu, față de anul trecut? Față de anul trecut, undeva cu 15-20% mai scump. Cei care suferă de pe urma acestor scumpiri sunt românii cu venituri mici. Oamenii nu știu cum să mai facă față. Am cumpărat un kilogram de fasole cu 12 lei și vedem ce mai putem să ne încadrăm, că avem 50 de lei la noi. Trebuie să ne încadrăm în ăștia, că i-am împărțit așa, să ne ajungă. De Paște cumpărați miel? Nu. De ce? Păi... de unde atâția bani? Oamenii nu sunt deloc încrezători. Potrivit unui studiu, mai bine de jumătate dintre români consideră că situația lor financiară s-a înrăutățit față de anul trecut, iar 43% cred că în viitor va fi și mai rău. Haideți să vedem cum unii români au ajuns să-și cumpere carnea de miel în rate. M-am împrumutat și mi-am cumpărat miel la următorul salariu la chit, în două rate. Cât v-ați împrumutat? Cât? 4 milioane, exact cât am dat pe miel. Mai bine mănânc foc decât miel. Câteva sau pasăre. Nu-mi permit la prețurile astea. Pentru masa de Paște, câți bani veți cheltui? Păi cum nu este soțul acasă și numai cu copii, ce să zic? În funcție, depinde ce cumpărăm. Carne de miel cumpărați anul? Nu, nu, că nu mâncăm. Nu mâncăm, avem, cum îi spune, de la noi, de la curte. Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii, este în legătură directă cu noi. Mulțumesc, domnule ministru, pentru intervenția la Antena 3. Sărbuna, mulțumesc frumos pentru invitație. Domnule ministru, cât din aceste prețuri pe care dumneavoastră ați început să le monitorizați și să le controlați cu inspectorii ANAF, cât din prețuri putem spune că reflectă realitatea și cât e speculă? Uitați, noi am găsit, de exemplu, carne de miel cu 60 de lei kilogramul în magazinele din România. Ar trebui să coste atât un kilogram de carne de miel? Ați identificat un preț... la raft, care nu prea reflectă realitatea, pentru că din analizele pe care noi le facem la Ministerul Agriculturii, cel mai mic preț de achiziție, deci prețul minim de achiziție la carnea de miel este undeva la 15 lei. Într-adevăr, ajunge ca maxim la vânzare 55-56, chiar așa cum ați dat dumneavoastră exemplu, 60 de lei. Asta pentru că de la poarta fermei până la consumator, produsele agroalimentare trec, din păcate, prin mai multe verigi, prin mai mulți intermediari și ajung de foarte multe ori ca fiecare să-și adauge un preț majorat și ajungem la acest preț pe care îl plătește consumatorul final. Noi am luat măsuri încă din timp, am autorizat împreună cu cei de la ANSVSA
am acordat această posibilitate ca fermierii români să poată sacrifica miei sub supraveghere sanitar-veterinară, inclusiv la poarta fermei, lucru care nu era permis până acum. În centrele autorizate de DSV, la nivelul primăriilor, ca să zic așa, a comunităților locale, astfel încât să încercăm să reducem verigile existente pe lanțul de aprovizionare. Bun. Până reușiți, domnule ministru, să faceți asta, deci spuneți că 60 de lei kilogramul de carne de miel este speculă. N-am spus eu. Din punctul meu de vedere, este un preț majorat artificial. Și cum ajunge să fie majorat de 3 ori de la poarta fermei, totuși? Păi sunt persoane care se ocupă cu acest lucru. Câte verigi sunt? Sau prin câte mâini trece mielul respectiv să ajungă 60 de lei, de 3 ori evident mai scump la raft? Evident că prin mai multe verigi, pentru că altfel nu ar ajunge la aceste prețuri. V-am spus, prețul minim pe care noi l-am identificat în documentele verificate în această perioadă a fost de 15 lei per kilogram. Vorbim aici de producător. Desigur, de la producător până la consumator apar și alți intermediari care majorează acest preț. Dar cât din poate păcate, să apară trecut, să fie majorat de 3 ori? În trecut a fost abrogată legea care obliga toți comercianții de produse agroalimentare să menționeze adaosul comercial pe care îl practică. Și am ajuns în situația aceasta în care doar prin verificări împreună cu cei de la ANAF și ANPC să putem să monitorizăm felul în care se comercializează aceste produse. Și veți continua aceste controle și în perioada asta? Continuăm. Am identificat deja, cel puțin pe zona de legume, am identificat încălcări ale legislației în vigoare, ba legume etichetate ca fiind din România și ele aveau țară de proveniență al stat, au fost aplicate sancțiuni contravenționale de peste 50.000 de lei. Continuăm și săptămâna aceasta aceste verificări și evident că nu vom înceta poate să facem aceste controle. Cine poate, domnule ministru, să dea totuși niște amenzi dacă constatați, dumneavoastră, spuneți că este un preț ăsta de 60 de lei kilogramul de carne de miel umflat artificial. Ce autoritate din România poate să dea niște amenzi dacă este confirmat că este o speculă? Nu există bază legală. Infracțiunea de speculă a fost eliminată din codul penal atunci când au fost modificate prevederile codului penal. Ce putem face? Atribuțiile pentru sancționare vin în sarcina Consiliului Concurenței, care este singura autoritate care monitorizează prețurile și în cazul în care se constată că sunt încălcări ale legislației aplicabile, Consiliul Concurenței poate sancționa operatorii care fac astfel de fapte. Dar vedem că nu a început nimic Consiliul Concurenței. Domnule ministru, noi împreună cu cei de la ANAF și de la ANPC realizăm aceste controle periodic, mai ales în perioade de sarcină. Ce e foarte important este că au început să apară legumele românești. Fermierii înscriși în programul Tomat au început să comercializeze din producția nouă și pe măsură ce cantitățile vor crește, evaluarea mea și a colegilor din minister este că și prețurile o să înceapă să se domolească. Statul pare ușor legat de mâini dacă nu poate să dea amenzi pentru că specula pur și simplu nu mai este incriminată. Domnule ministru, v-aș ruga să vă puneți în pielea unui om care are o pensie de 1000 de lei pentru câteva secunde. Stați puțin și revenim. Ce ați face dacă ați vedea, să spunem, kilogramul de carne de miel 60 de lei la raft? V-ați cumpăra jumătate de kilogram, ați trece pe lângă galantar. Ce ați face? Sigur, este o situație care nu este de dorit și evident nu este o situație confortabilă pentru absolut nimeni. Dar ceea ce a spus dumneavoastră legat de stat este foarte important să știm că în această perioadă noi avem modificări legislative, zic eu, importante cu privire la posibilitatea pe care statul are de a interveni în piață atunci când apar dezechilibre, așa cum s-a întâmplat în această perioadă, unde din cauza majorărilor a inflației și a creșterii prețului la gaze, energie și toate celelalte, am ajuns în situația în care să apară aceste perturbări ale pieței.
Sper că în viitor să nu mai identificăm astfel de situații și toți cei care fac comerț cu produse agroalimentare să înțeleagă situația complicată pe care o parcurgem. Răspuns la ultima întrebare. Ce ați face, domnule ministru? Ați cumpărat dacă aveați doamnă, 1000 de lei? V-ați cumpăra un kilogram care... de carne de miel de 60 de lei sau treceți pe lângă Galantar și vă puneți pofta în care... care atunci când eram la liceu, de foarte multe ori mâncam pâine cu muștar. Tocmai din cauza faptului că părinții mei la vremea respectivă încasau salariul la 6 luni. Deci știu exact ce înseamnă să te restrângi și îi înțeleg foarte bine pe oameni și sper ca în perioada următoare să trecem cât mai rapid peste această situație. Deci din răspunsul dumneavoastră se deduc că v-ați lipsit de carnea de miel dacă ați fi într-o astfel de situație, 1000 de lei o pensie sau 1500 de lei salariu. Am spus că este o situație care nu e confortabilă pentru nimeni și trebuie să facem în așa fel încât să trecem peste ele. De aceea am venit și cu acel pachet de măsuri pe care dumneavoastră l-ați văzut, tocmai să îi sprijinim pe cei care se află în astfel de situații în perioada aceasta complicată pe care o traversăm. Da, dar voucherele respective nu ajung de Paște, domnule ministru, din păcate ajung abia în vară, în iunie, voucherele pentru alimente, pe care oamenii poate s-ar fi bazat în acest an de Paște. Așa este, când iei măsuri, de ce le-ai luat, când nu le iei, de ce nu le iei, întotdeauna există o astfel de situație. Este noi așa. Încercăm să sprijinim cât Mulțumesc. Putem populația astfel încât să trecem peste această perioadă. Mulțumesc, domnule ministru, pentru intervenția la Antena.